Un apel la 112 în care un bărbat acuzat că a fost bătut și sechestrat i-a ajutat pe polițiștii din capitală să destructureze o adevărată rețea de traficanți de medicamente oncologice. Trei dintre suspecți au fost trimiși deja în arest. Aceștia au fost prinși după ce au tâlhărit și sechestrat un apropiat de-al lor, supărați fiindcă i-a înșelat cu o tranzacție. Datele strânse de polițiști indică faptul că bărbații făceau parte dintr-o adevărată rețea de samsar de medicamente oncologice. Produsele erau procurate din România, chiar și de la pacienții care aveau nevoie de bani și vindeau medicamentele primite gratuit. Apoi, medicamentele erau duse în afara țării. Capitala Bulgariei, Sofia, ar fi fost locul unde ajungeau de cele mai multe ori medicamentele precum Humoral, Nexavar, Sutent și Enbrel. Afacerea cu medicamente oncologice a luat însă o altă întorsătură în momentul în care presupusul lider ar fi realizat că unul dintre cărăuși i-ar fi adus în schimbul sumei de 60.000 de euro foarte multe medicamente contrafăcute sau expirate. Tocmai de aceea bărbatul ar fi decis să îi dea o lecție. Activitatea de cercetare a demarat la începutul lunii decembrie, atunci când partea vătămată ne-a sesizat că a fost lovită de mai multe persoane pe o stradă din sectorul 4. Mai exact, pe bulevardul Tineretului, o zonă intens circulată din București. Sub pretextul că vinde un anumit tip de medicamente, presupusul lider, Andrei Dulcă, i-a dat întâlnire bărbatului. Nu a mers singur, ci alături de alți 6 prieteni. Cărăușul ar fi fost agresat aici, apoi sechestrat într-o mașină. Bărbatul de 31 de ani ar fi fost adus apoi cu mașina aici, pe malul lacului Floreasca, din sectorul 1 al capitalei. Ar fi fost coborât din autoturism, iar apoi bătut și amenințat minute în șir. După câteva astfel de reprize, spun oamenii legii că bărbatul a reușit să se salveze. A scăpat, iar mai apoi a alertat poliția. Cel agresat și-a retras apoi plângerea, era însă prea târziu. Polițiștii începuseră investigațiile. Din cercetări a rezultat faptul că agresorii ar fi reușit să cumpere din spațiul online medicamentele de la persoane care le ofereau spre vânzare. Mai departe, aceștia le-ar fi valorificat și în România, dar și pe piața din Bulgaria. Trei dintre suspecții au fost deja arestați preventiv pentru tâlhărie, lipsire de libertate și tulburarea liniștii și ordinii publice, pentru al șase fiind dispusă măsura controlului judiciar. În cauză, pentru traficul de medicamente se fac încă cercetări. Surse apropiate anchetei au declarat însă că parte dintre suspecți și-au recunoscut deja faptele.